Obi-Wan Kenobi episodul 5. O să intru direct în spoilere cu fazele cele mai și de vorbit și să comentăm un pic. În continuare e ok pentru cine n-a văzut. E ok, știi, dezamăgitor, nu a ajuns la potențialul maxim, se putea mult, mult mai bine, dar e ok, știi? Hai să intrăm în spoilere. Pe cât de mișto a fost scena de la sfârșit cu Vader versus Riva, o cheamă pe tipa asta, care a devenit Grand Inquisitor timp de 5 minute și bravo, super, super tare, foarte, foarte bună construcția personajului Riva. A fost genial personajul, e super intensă și enervant de obsesivă de Obi-Wan Kenobi, ca după aia să fie de fapt din dorința de răzbunare să ajungă prin Kenobi la Vader. Destul de previzibil că ea a fost una din padawanii mici, bla bla bla, care au fost, mă rog, a supraviețuit atunci când a nebunit Anakin la început și a omorât copiii. Destul de previzibil, toată lumea știa, vedea chestia asta venind, dar am presupus că nu o să fie totuși atât de leneș scris personajul și tot scenariul ăsta, dar mă rog, ajungem acolo. Foarte mișto scena cu Vader când oprește nava, când face nava bucăți, scoate bucata aia din ea cu ușa și bucata aia nu știu ce și după aia se luptă cu Riva, nici măcar cu sabia laser, e gen doar să dă la o parte și o împinge un pic cu forța și îi fură sabia. Și a fost șmecher făcută, bravo, foarte șmecher e Vader și am primit o chestie mișto. Bun, bun. Am aflat și că cel Grand Inquisitor nu e mort. Ok, avea sens să nu distrugă totuși timeline-ul când în Rebels trăiește. Ok, foarte bine. Dezvăluirea? Ok, știi, eram gen... A, da. Pur și simplu, ăștia arată chestii pur și simplu. Nu o editare, nu un flashback, nu un close-up, nu nu știu ce. Știu ce ziceți, flashback. Am primit un flashback cu lupta între Anakin și Obi-Wan tineri. Nu știu ce, știi bine. Nici măcar nu cred că au folosit CGI. Mă gândeam la început și ne-am uitat pe Discord și eram gen, mamă, ce bine a arătat CGI-ul pe fața lor, deși se vedea că Anakin e mai bătrân, știi, actorul Hayden Christensen. Ăsta arată destul de bine, celălalt arată cam la fel, Ewan McGregor, nu prea s-a schimbat. Și într-adevăr a zis toată lumea că gen, nu cred că e CGI. Și da, m-am uitat din nou și mă rog, când au mai urmat următoarele scene și cred că nu au folosit deloc CGI, au fost pur și simplu machiați și atât. Nu prea s-au sinchisit foarte mult, dar mă rog, arată bine, e ok, merge, nu m-a deranjat că arată bătrâni, teoretic. Nu, au făcut un flashback. A fost extraordinar flashback-ul? Nu, au vrut ei să facă o paralelă între lupta asta de la antrenamentul lor, nu știu ce, și ce se întâmplă la sfârșit. Foarte bine, au făcut-o într-un fel, dar nu au editat-o, n-a fost impact, n-a fost emoționant, n-a fost nimic. El parează, Obi-Wan parează 100 de stormtrooperi acolo în peștera aia, știi? Și nu-ți face și nu-ți fac un moment gen, bă, cum a devenit ăsta dintr-o dată așa de bun? Am înțeles, pentru Leia, pentru că vrea să salveze, pentru că nu știu ce. Am înțeles ce au zis ei, dar fă-ne să simțim chestia asta. Ia-ți și tu 5 minute să mai filmezi un ochi, o mână, o chestie, un ceva, să faci să simțim și noi ceva. Nu așa direct, bam, 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 a parat toate alea, a ajuns acolo, a făcut planul. Planul cu Riva. Vai de capul meu, Obi-Wan trolling, Obi-Wan e troll, am înțeles. Dar ce dracu a fost planul ăla? Mă refer la scenariști. Ce dracu s-a întâmplat cu planul dintre Obi-Wan și Riva? Deci vorbesc ei cu forța, știi, prin ușa aia, știi, de metal, nu știu ce, mă rog, bine, ok, și dintr-o dată, o singură conversație a fost nevoie să o convingă pe Riva să-l atace pe Vader pentru că o să fie prea atent la Obi-Wan. Ok, are sens la cât de obsedat este și Anakin de Obi-Wan, de Vader, mă rog. Ok, poate avea sens, bine, știi? Și era gen el prins acolo, știi? Își predă toate alea, sabia, bineînțeles, ăla cu holograme, știi? Gen de dat mesaje, SMS-uri hologramice, nu știu ce, îi le dă ăluia, personajului de umor, nu știu ce, Kumail Nanjiani, mi-a venit până la urmă, bun, îi dă alea doar ca să le scape el mai târziu, să scape și să avem momentul ăla când află Riva de Owen și un alt copil și nu știu ce pe care îl interesează pe Vader.
N-am înțeles ce, de ce mai, de ce ne-o mai bagi pe gât pe tipa asta? N-am înțeles de ce nu a omorât-o Vader, de ce a băgat sabria prin ea și atât, a, să se chinuie. Ăștia n-au mai văzut personaje supraviețuind, era literally lângă el, era fix lângă el Grand Inquisitor care a supraviețuit aceeași rană. Am înțeles, are două stomacuri, stomace, mă rog. Vader a supraviețuit fără mâini, picioare și a luat foc. Adică omoară-o dacă vrei să moară. Ia, o să spună iar că e de fapt din planul lui, a lăsat-o așa de fapt ca să... Să ce? Că așa a vrut convenabil scenariu, știi, să găsească chestia aia așa și face legătura că e ceva pe planeta aia care și vrea Vader chestia aia sau că acolo se va duce Obi-Wan. Și ce, vrea să se răzbune pe Obi-Wan acum? Sau vrea să-i spună lui Vader că a găsit aia? Sau care-i faza? Bine, o să aflăm. Bine, ok, dar a fost foarte leneș și foarte, nu știu, ciudat și enervant oarecum. Mă rog, planul lui Obi-Wan cu Reva îi dă toate alea personajului. Se duce, este încătușat, așteaptă să vină Vader. Am înțeles, Reva îi spune să-l bagă acolo în, știi, în peșteră, poate că, nu știu, să scape și după aia să-i distragă atenția, poate, nu știu. De ce nu l-a ținut acolo pe Obi-Wan? Erau prea mulți stormtrooperi, poate să zicem. Ok, Obi-Wan scapă de aia doi, da, care îl țineau și pleacă. Pleacă pur și simplu, gen, pa, la revedere, Reva, nu contează, știi? Și asta vine în spatele lui după ce ăla a plecat. Deci era cât se poate de... Cât de obsedat să fie Anakin de Obi-Wan, cât de nervos să fie că a plecat când oricum l-a lăsat toată să plece. Mă rog. Încât să nu audă mergând în spatele lui, să nu audă sabia când iese... Care dracu a fost planul lui Reva? Care dracu a fost planul scenariștilor? De ce? Doar pentru că nu era încă gata, știi? Dar cred că dacă stau și mă screm 5 minute, mă gândesc la o metodă să și scape și să și nu reușească planul lor. Pentru că știm că Vader nu moare, Obi-Wan nu moare, nu știm de Reva de ce nu moare. Mă rog, dar găsesc o metodă mult mai bună. Ce căcat a fost chestia asta cu da, o să fii atât de atent la mine că poți să-l omor tu. De ce n-a încercat acolo? Da, erau 1000 de stormtrooper. Ok, nu sunteți voi super șmecheri la parat 100 de stormtrooper când trag cu lasere? Ce mare căcat, în momentul în care îl tortura pe Obi-Wan, îl ținea cu forța în aer și nu știu ce, atunci încercai să-i faci ceva, poate aveai o șansă, poate aveai. No, trebuie să-l bage pe ăla în peșteră înapoi, să scape, să fugă pur și simplu și ea să meargă în spatele lui, auzită de la 5 km că e fucking Vader și să cerce pur și simplu să-l atace. Ce dracu a fost faza asta? A fost cea mai slabă fază de până acum, cred că din toate serialele Star Wars de până acum. Ok, o să vedem spre ce se duc. Ok, nu asta e faza. A fost ok, a fost foarte mișto lupta dintre ea și Vader și Vader și mai mult Vader. Dar nu au construit personajul lui Obi-Wan cât puteau să-l construiască. Personajele astea două, Vader și Obi-Wan. Bam! Șmecher! Foarte șmecher! Chiar și cu partea depresivă a lui Obi-Wan. Să facă o ceva, un arc, o ceva. Știi, da, poate mai avem în ultimul episod ceva, dar mi se pare cam târziu. Mi se pare prea târziu să facă un moment de 5 secunde în care Obi-Wan îl vede pe Qui-Gon și își găsește nu știu ce. Poate va fi îndeajuns, dar nu cred. Cred că vor rămâne tot la ok, a fost ok. Din păcate, nu înțeleg de ce e doar ok. Când putea să fie, wow, putea să fie foarte mișto, foarte șmecher, foarte emoționant, foarte nostalgic, foarte toate, foarte, foarte, foarte. Asta mă enervează pe mine la serialul ăsta. Înțeleg și părerile că a fost bun și părerile că a fost foarte prost. Pe mine v-am zis ce m-a enervat. Fără un impact, fără o editare, fără o construcție mișto a personajelor. Personajul ăsta negativ, Reva, care nu a făcut nimic cu Grand Inquisitor. Ceilalți inchizitori s-au dus dracu, au și uitat de ei. Poate o să va fi ceva în ultimul episod. Toate să fie în ultimul episod. Sunt sigur o să fie, nu o să fie deloc grăbit. Și da, Leia e drăguță și e mai, a fost mai mișto personajul. Dar oricum,
That's just lazy writing, cum ar spune Deadpool. Foarte leneș, foarte leneș scenariu și nu știu ce a costat atât de mult să facă episoadele astea, 25 de milioane, sau că dracu a fost pe episod. Actorii? Da, poate să convingă actorii. Și atât, că nu știu ce dracu a fost atât de greu la Disney și de scump să facă. Da, e Star Wars, înțeleg că e nevoie de mult CGI și nu știu ce. Dar nu s-a dus niciun ban pe scenariști, parcă să-mi bag picioarele. Părerile voastre, ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, top faze care v-au plăcut și top faze care nu v-au plăcut, măcar 2-3. În comentarii, nu uitați să intrați pe Discord, ne uităm acolo, membrii dacă vreți să mă ajutați, dar subscribe, una, o abonare simplă și clopoțel pentru următoarele notificări și mă ajută foarte mult. Dacă vreți să ajutați în plus canalul, avem și subclip, avem și Buy Me A Coffee, avem și join canalul și ne mai uităm la seriale pe Discord. Vizionare foarte plăcută, o să urmeze chestii, deci abonare acolo, dacă clopoțel. Pupa, da, pa, da, pa. Forța fie cu noi în ultimul episod. Da, pa.